Președintele PSD a anunțat că săptămâna aceasta va avea loc o întâlnire în trei cu Sorin Grindeanu și Călin Popescu-Tăriceanu. Cei trei vor face o primă analiză a fiecărui ministru. După această analiză, peste două săptămâni urmând să se ia și o decizie. Întrebat de posibilele remanieri, Liviu Dragnea a spus că dacă se va pune problema și un minister nu funcționează bine, se va întâmpla și acest lucru. Nu pot să am conflict cu premierul pe tema remanierii. Dacă se va pune problema, deocamdată nu se pune, se va pune problema și se va întâmpla. Spuneți că ați avea o discuție pentru o posibilă remaniere, că ar fi câțiva miniștri care ar putea fi trași la răspundere. În această săptămână o să avem o întâlnire între domnul Tăriceanu, cu domnul Grindeanu și cu mine, să discutăm despre modul în care funcționează guvernul, modul în care funcționează unele ministere și o primă analiză a activității fiecărui ministru. Dar asta nu înseamnă că se va termina neapărat cu propuneri de remaniere. Se va întâmpla în partea a doua săptămânii această întâlnire. Liderul social-democrat recunoaște că rezultatele din primele trei luni de guvernare sunt bune, în ciuda perioadei agitate prin care a trecut executivul în ultimul timp.